cartea aceasta a fost început, a fost scrisă în anul 1946, când părintele Arsenie Voc a venit la mănăstirea Sâmbăta de Sus și mai apoi șlefuit și amplificată până în anul 1948, când părintele este dus aproape forțat la mănăstirea Crislov. Ea a fost lăsată ca manuscris și este compusă din 7 capitole. Pe timpul comunismului în România, ea a circulat mai mult manuscris, diferite forme și cititorii o citeau așa, dar nu a fost publicată niciodată. În forma și în ediția pe care este publicată, a apărut abia în anul care mi se numește.